La cererea UDMR au ajuns în România un milion de măști chirurgicale. Este vorba despre o donație privată care a sosit în țară cu ajutorul guvernului ungar. În funcție de necesități, fiecare organizație județeană a UDMR a hotărât orientarea acestei donații către școli, elevi, profesori, persoane în vârstă, organizații non-guvernamentale cu profil social, instituții sanitare sau autorități ale administrației publice locale. La începutul lunii iunie, elevii din clasa 8 -a și a 12 -a vor reveni în școli, unde vor fi pregătiți pentru examenul național și bacalaureat de către profesori, Siguranța lor este mai presus de toate, tocmai de aceea, având în vedere numărul de măști primite în județul sălaj, acestea sunt destinate tuturor elevilor și profesorilor din instituțiile de învățământ, unde există și predare în limba maghiară. Având în vedere eforturile noastre pentru combaterea virusului COVID-19, trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi și să fim uniți în astfel de momente grele. Astfel, Organizația Județeană UDMR sălaj a intermediat donația a 30.000 de măști chirurgicale au transmis reprezentanții formațiunii politice prin intermediul unui comunicat de presă. La cererea UDMR, în urmă cu o lună, a mai sosit în România un transport de ajutoare, constând în măști, mănuși, haine de protecție și dezinfectant pentru cei ce se luptă cu pandemia în linia întâi, cadrele medicale din spitale.